Hai să ne uităm retrospectiv. Am aflat după 150-200 de ani că omul a colaborat cu securitatea. Și Joana e vicepreședinte NATO. Ne gândim, oare cum ar fi arătat România dacă totuși câștiga Joana, chiar dacă nimeni din gula noastră nu-l susținea atunci, venind din partea PSD, versus istoria României cu Băsescu. Că mă enervez de când.